În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, vă binecuvintez pe toți cei prezenți cu har și pace. Amin. În același timp, port cu mine și salutul fratelui păstor Andrei Bălulescu, care slujește Domnului împreună cu mine și cu ceilalți frați în biserica din Kitchener, Ontario, Canada. Și toți m-au însărcinat să duc fraților din partea lor salutul acesta minunat de har și pace. Și psalmul 20 pentru fiecare în parte. Din partea mea personal, un singur verset am, care este scris în a doua Ioan, versetul 8. Păziți-vă bine să nu pierdeți rodul muncii voastre, ci să primiți o răsplată de plină. Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Pentru mine nu ziceți nimic? Așa, slăvit să fie Domnul. Că așa e normal și așa trebuie să ne binecuvântăm unii pe alții. Cum mai am obișnuit cât e într-un loc să le spun și din slujba ortodoxă, unde se cântă așa de frumos, pe voi și vă și voi unul pe altul și toată viața voastră lui Hristos Dumnezeu s-o dă. Amin, amin. Așa să fie, nu? Toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu s-o dăm. Mulți oameni sunt confuzi să audă că la Domnul Iisus îi zici Dumnezeu. Dar mă gândesc așa, dacă un evreu are un copil, la ce va fi? Nu va fi tot evreu. Tot evreu. Și ungurul, dacă are un copil, va fi ungur. Și românul, dacă are un copil, va fi român. Oriunde s-ar naște. Cu cât mai mult, Iisus Hristos este Dumnezeu, fiindcă este Fiul lui Dumnezeu. Și în același timp, apostolul ne spune că Dumnezeu Tatăl, adică, l-a făcut pe El Domn și Dumnezeu pentru noi. Mărească-i să numele. Acum, prea iubitul frate, păstorul dumneavoastră, a dat citire la acest cuvânt sfânt al Evangheliei, care mă gândesc că, deși nu-i în temă cu cina, pentru că la cină, când intri, nu pe toți îi poți aduna într-un gând, fiindcă cina se face mai diferit la unii, mai diferit la alții, și prea puțini o fac cina cum a făcut-o Iisus. Că vremea s-a dus, ideile au progresat, oamenii la fel și lucrurile sunt schimbate în multe forme. În altă ordine de idei, noi știm un singur lucru. Pâinea pe care o binecuvântăm noi este împărtășire cu trupul lui Hristos.
și rodul viței pe care la fel îl binecuvântăm, mulțumind lui Dumnezeu de cele întâmplate, el nu se transformă în sânge, dar în definitiv e locul acestui mare, mare proces a sângelui lui Iisus Hristos, care ne curățește pe noi de păcate și ne îndreptățește să fim și noi fii de Dumnezeu. Așa cum zice în Psalmul 82, v-am zis, sunteți Dumnezei, toți sunteți fii acelui prea înalt. Cel prea înalt în Scripturi îi notat ca Duhul Sfânt. Dumnezeu Tatăl e notat ca El, Iisus Hristos în Vechiul Testament este Jehova, iar Duhul Sfânt este Cel prea înalt. Și la naștere, la vestirea nașterii lui Iisus, Arhanghelul Gavril îi spune Ficioarei Maria că Duhul lui Dumnezeu se va odihni peste ea și fiul care se va naște din tine va fi chemat Fiul Celui Preanalt, adică Duhul Sfânt e dătătorul de viață, zicem în credeu, crezul. Duhul Sfânt e dătătorul de viață. Duhul Sfânt a pus sămânță în plante, a pus sămânță în arbori, a pus sămânță în animale, a pus sămânță în oameni. Și ce lucru mare acum ca să pună sămânță într-o fecioară? Glorie Domnului! Lucrul acesta s-a produs atunci și a venit pe lume cel vestit. Fie-i slăvit numele, cel vestit de toți prorocii. Aici, în Sfânta Evanghelia lui Marcu, capitolul 12, cu versetul 28, spune, unul din cărturari care îi auzise vorbind, fiindcă știa că Iisus răspunsese bine saducheilor, a venit la el și l-a întrebat, care este cea din tâi din toate poruncile? Iisus i-a răspuns, cea din tâi este aceasta, ascultă Israele, Domnul Dumnezeul nostru este un singur domn. Se referă la porunca scrisă în Deuteronom 6:4. Domnul Dumnezeul nostru, dacă ar fi să pronunț în ebraică, ar fi Jehova El, Domnul Dumnezeu, adică Dumnezeu, dar e vorba de Domnul, persoana din dumnezeire pe care Ioan în capitolul 1 notează cuvântul că la început era cuvântul. Dar cuvântul acesta a suferit trei etape. Întâi, la început cuvântul, ca și cum ar fi fost singur. În a doua etapă, cuvântul era cu Dumnezeu, arată o alipire. Și în a treia etapă, cuvântul era Dumnezeu, adică formasă totalitatea dumnezeirii, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Mărească-i să numele.
Lucrul acesta este enorm de adânc, de cujetat și nu toate mințile pot pricepe, dar în schimb Biblia rămâne neschimbată, cum e scris, așa rămâne, mărit să fie Domnul Iisus. Acum Domnul Dumnezeu acesta, de care vorbea învățătorul ăsta a legii, era de față, era înaintea lui. Și să iubești pe Domnul Dumnezeu tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu toată puterea ta. Iată porunca din tâi. Acum, porunca pentru noi nu mai este porunca decalogului, pentru că Domnul Iisus Hristos a venit să întărească decalogul, cele 10 porunci. Nu le-a desfințat, dar le-a întărit, pentru că în cele 10 porunci era scris aceasta: să iubești pe Domnul Dumnezeu tău prima dată și a doua oară să iubești pe aproapele tău ca pe tine. Și aceasta a doua, adică nu e alta mai mare ca ea. Dar în Noul Testament, Domnul Iisus Hristos înalță porunca a doua mai presus de porunca întâi și spune, cum zice Sfântul Ioan în epistolă: cum poți să zici că iubești pe Dumnezeu dacă urăști pe aproapele tău? Înseamnă că aici porunca a doua se ridică foarte sus. Noi, ca să fim copiii lui Dumnezeu, fiii lui Dumnezeu, noi, ca să fim rodul jertfei Domnului Iisus Hristos, trebuie să ne echipăm inimile de a iubi cum a iubit Iisus. Glorie Domnului! Pentru un pocăit nu are voie să aibă vrăjmaș. Pot să-l vrăjmășească cât ori vrea, dar el trebuie să iubească pe vrăjmaș. E porunca lui Iisus, care iară combate legea veche care zice: să urăști pe cine te urăște și să iubești pe cine te iubește. Domnul Iisus nu lasă așa. El a venit nu să strice legea, ci să o întărească, să o ridice mai sus. În felul acesta, deci noi astăzi nu mai putem așa ca să facem cum scrie acolo. Dacă îți dă o palmă și zboară un dinte, o măsapă, să-i scoți și tu un dinte. Sau dacă te face infirm de o mână, să-i tai și tu o mână. Nu! În noua lege, legea veche rămâne o umbră ascunsă și legea nouă trebuie să predomine și să îmbrace inimile noastre a tuturor care ne împărtășim cu trupul lui Hristos și cu sângele lui Hristos. Trebuie să intre în noi viață din Hristos. Și viața din Hristos nu-ți dă drept ca tu să te mânii pe cineva și mai ales să ții ură. Că ura vine de la Satan. Oricine urăște e de la diavolul, zice Scriptura. Atunci, tu dacă urăști pe mătușa ta, pe soacră ta, dacă tu urăști pe vecinul tău, pe un frate din adunare, tu ești chipul nevrednic. Tu trebuie să fii plin de iubire pentru oricine îți face un rău. Tu să-i faci invers, bine. Și dacă te blastămă, tu să-l binecuvintezi. Și dacă îți cere ceva de la tine, tu să-i dai dublu decât îți cere. Dacă îți cere haina, dezbracă-te și în cămașă, că nu-i nimic că te plouă un pic gol. Ajungi acasă, e alta, dar fă așa. Doamne Iisus, ajută-ne! Nu prea aud un amin așa, sau eu-s mai sur, că aud cu aparatul.
Doamne Iisus, ajută-ne. Amin. Ca să semănăm cu Tine, Iisuse. Glorie numelui Tău. În felul acesta, acest Domn pe care noi trebuie să-L iubim din tot sufletul nostru, în primul și în primul rând, e Iisus Hristos. Pe ăsta trebuie să-L iubim așa de mult, încât prin iubirea care noi o adresăm lui Iisus, să fie atinsă personalitatea cea mai înaltă, care e nevăzută, de neatins, de necuprins cu mintea noastră și care este Dumnezeu Tatăl, care a binevoit în bunătatea și sfințenia Lui să se uite la neamul omenesc care zăce tot în ghearele diavolului. Toată lumea zace în cine? N-aud. Vorbiți mă ordor, n-ați mâncat? Bine ar fi, duminică, așa am învățat noi, bătrânii, nimeni nu mânca, nu bea apă, nu nimic până merge de la adunare. Mai mult, noi făcem cina joi seara pe vremurile alea, după Sfințitul Soarelui, ne luam după cum scrie în numeri. Și înainte de cină, marți, miercuri, joi, nimeni nu mânca, nu bea apă. Erau trei zile de sfințire. Și apoi joi seara veneai la împărtășire și după ce te împărtășeai, mereai acasă, mulțumeai Domnului și mâncai. Acum, tare mulți îi văd când vin la adunare, când ăsta miroasa cafea, alții mestecă și gumă în adunare, alții beau apă în adunare. Doamne, iartă-ne, mă, de partea mai putut ajunge. Prin harul Domnului, eu am 83 de ani, dar eu n-am beut apă în adunare niciodată. Adunarea nu-i cârciumă, mă. Adunarea-i slava lui Dumnezeu aici. Mărească-se numele Domnului. Tineri, bătrâni, nu părăsiți vechile cărări, ci căutați și umblați pe ele, strigă prorocul, mărire Domnului. Că așa e frumos, așa e bine. Iată ce îi spune la cărturarul ăsta deștept, care stătea și asculta, nu s-a băgat cu vorba în discuțiile lui Iisus și cu celor care căutau să-L înfrunte, a saducheilor. Dar prin spionarea lui au constatat că Iisus a avut dreptate. Drept ai zis, învățătorule! Asta e cea din tâi și cea mai mare poruncă, nu-i alta asemenea ca ei. Domnul Iisus se uită la el și spune, îl prețuiește, vede care înțelepciune și îi spune ceva afirmativ, așa, tu nu ești departe de împărăția lui Dumnezeu. Astăzi aș dori să-mi intitulez așa mică predica mea, tu nu ești departe de împărăția lui Dumnezeu. Și anume, noi toți, prin har, am fost cuceriți de îndurarea lui Dumnezeu și am căpătat credință. Eu am căpătat credință pe moment. Alți au căpătat credință în timp. Eu când m-am dus prima dată la biserica de pocăiți, la adunare, atunci nu se zicea biserică la pocăiți, numai adunare. Atunci nu se zicea biserică nici cum la o clădire. Dar acum și la clădirii biserici și la adunarea de pocăiți biserici. Dar numai că asta e o biserică locală, și biserica per total sunt toți credincioșii din toată lumea, slăvit să fie Domnul. Acum, tu nu ești departe de împărăție, dar dacă am stat să cercetăm, să ne gândim, să vedem
ce este împărăția? Atunci cred că asta am găsit-o în Romani. În Romani am găsit ce este împărăția. Și această împărăție trebuie să fie acum în noi. Ia să ne uităm în Romani, în capitolul 14. Doamne, eu văd un pic cu greu. Așa. Romani, capitolul 14, cred cu versetul 4, acolo găsim ceva interesant. Și auziți ce zice acolo. Cine vorbește în altă limbă, stai că am depășit. Oricum, ca să nu mai caut atâta, că eu găsesc rău, că nu văd nici titlurile. Dar acolo ne spune ceva frumos. Așa. Cine ești tu care judești pe robul altuia? Dacă stă în picioare sau cade, este treaba stăpânului său. Totuși, va sta în picioare, căci Domnul are putere să-l întărească pentru ca să stea. Dacă noi ne-am pocăit și dacă noi am devenit acum o biserică formând trupul lui Hristos, nu avem dreptul ca să ne pronunțăm asupra aproapelui nostru în vreun chip să-l osândim. Îi vedem o cădere, trebuie să ne rugăm pentru el. Îi vedem o stare neplăcută care se pronunță poate direct împotriva noastră, noi nu trebuie să-l urâm. Noi trebuie să fim aceia oameni și acelea persoane care cu adevărat să ținem în mână pe fiecare care odată a încheiat un legământ cu Domnul prin botezul în apă și a intrat în sânul bisericii noastre. Atunci biserica asta trebuie să grijească de toți fiii ei pe care Dumnezeu i-a dat. Când eu am venit la Sfânta Pocăință, dragostea aceasta pentru frați și pentru cei mai slabi și pentru ceilalți a fost turnată în mine la auzirea vorbirii în altă limbă în biserică. Atunci am auzit întâiași dată. Dar când am auzit vorbirea în altă limbă, a pătruns un fior din creștet până în tâlpi și toată ura mea pe pocăiță a fugit și de atunci mi-s dragi toți pocăiții, slăvit să fie Domnul. Dar sigur că unii sunt mai tari în credință, umblă mai bine pe drumul credinței, alții sunt mai slabi. Dar noi nu trebuie să-i judecăm și judecând prin vorbele noastre să îi lovim, ci dimpotrivă să ne apropiem așa fel ca Satana să nu câștige nimic de la noi, nici un suflet. Uitați-vă, orice oaste are ostaș trimiși în război, dacă unul rănit, nu-l lasă acolo. Și dacă chiar e mort, caută să-l scoată și să-l ducă acasă. Dar biserica de multe ori pe cei răniți nu-i leagă, ci mai degrabă îi rănește mai departe. Și asta e o pagubă mare. Noi suntem mădulare unii altora și formăm împărăția lui Dumnezeu. Tu nu ești departe de împărăție dacă știi ce înseamnă împărăția.
Împărăția lui Dumnezeu însemnează o frățietate care atât de mult se iubesc între ei, mai mult decât ca frați de mamă și tată, se iubesc mai mult. Prin iubirea aceasta se leagă unul de altul. Prin iubirea aceasta fiecare poate să spună păcatul celuilalt și să se roage unul pentru altul. Prin iubirea aceasta simțim unii cu alții. Și aceasta este, de altfel, o stare de împărăție, că împărăția lui Dumnezeu nu-i mesă copioasă, nu-i mâncare, nu-i băuturi selectate, nu-i băutură. Dar ce-i împărăția lui Dumnezeu? Împărăția lui Dumnezeu întâi și întâi este neprihănire. A doua este ce? Pace. Și a treia, bucurie în Duhul Sfânt. Slăvit să fie Domnul. Asta e împărăția. Dacă știi scripturile, dacă știi să predici, dacă Domnul ți-a dat darul ăsta să poți să ajuți pe alții cu predica, cu cântarea, cu sfatul, cu poezie, e minunat. Tu nu ești de parte de împărăție, dar nu-i destul. Eu am venit spre Oradea și am dormit azi noapte acolo într-un sat. Am uitat să-i pronunț numele la nepoții mei acolo. Dar nu însemna că am ajuns în Oradea, nu? Pentru Oradea a trebuit să pună GPS-ul și ăla tot în stânga și în dreapta și rotunda și ieșirea și de-abia am dat de dumneavoastră aici unde avem ținta. Slăviți să fie Domnul! Păi așa e împărăția lui Dumnezeu. Trebuie să ocălești multe lucruri ca să ajungi în ea. Împărăția lui Dumnezeu e neprihănire. Prima dată ai tu, iubit ascultător, starea de neprihănire? Că starea de neprihănire nu o poți cumpăra. Starea de neprihănire, adeseori, nu o poți realiza. David, uitându-se la cel ce l-ajută și la cel ce-i dă neprihănirea, în Psalmul 4 striga, răspundem când strig Dumnezeu al neprihănirii mele, slăvit să fie Domnul. Deci, el cunoștea că neprihănirea lui nu-i datorită faptelor lui, ci-i datorită îndurării lui Dumnezeu. Răspundem când strig Dumnezeul neprihănirii mele. Și noi am căpătat o stare de neprihănire sau de îndreptățire, nu că avem noi, ci că Iisus ne-a dat-o, mărească-i să numele. El e neprihănitul neprihăniților și El a văzut că noi nu suntem așa capabili să rezolvăm o sfințire în care să ni se acorde o neprihănire pe drepturile noastre. Dar El s-a rugat lui Dumnezeu Tatăl în Ioan 17, mă sfințesc eu pentru ei, măriți să fie Domnul. Deci pentru Hozan, care n-a rezolvat cu propriile lui forță ceva, Iisus a decretat libertatea asta și starea asta în care Tatăl să mă socotească neprihănit privind prin jertfa lui Iisus în care eu cred, glorie Domnului. Nu-i destul numai așa că ne-am pocăit. Trebuie să iubim pe Domnul, Dumnezeul nostru, care s-a jertfit pentru noi. Și atunci trebuie să iubim pe aproapele nostru, nu ca pe noi, că atâția oameni nici pe ei nu se iubesc. Săptămâna trecută, la Beclean, acolo, un frate, păstor, el stătea și se uita așa pe geam și deodată vede pe vârful căsei la vecina pe vecina, în genunchi, făcându-ți cruci, mai avea și o ață cu ea, nu știu ce, vroia să se arunce de pe casă, de pe coperiș, să moară. Măi,
păstorașul nostru, ungur de altfel, de neam, dar plin de elan și putere, nu știe cum a ajuns pe vârful căsii lângă ea și cu ața cu care a avut-o legat-o de horn, până când au venit autoritățile și i-au dat jos de acolo. Că dacă nu, își punea capăt zilelor femeia. Cine știe ce depresie a fost pe ea, ce Dumnezeu știe. O scris și ziarele lucrul acesta. E așa de minunat să fii în stare să-ți dai viața pentru alții, cum Iisus și-a dat viața pentru tine. Când Domnul te-a chemat la pocăință, ți-a băgat ceva de vină. Mă, tu ai fost un vagabond sau tu ai fost o vagabondă. Ți-a zis așa? Nu! El numai te-a iubit și te-a chemat. Acum, noi trebuie în starea noastră de oameni neprihăniți, puși în starea asta prin jertfa lui Iisus, așa să iubim pe vrăjmașii noștri cum El ne-a iubit pe noi, că noi toți am fost vrăjmași. Eu am fost vrăjmaș cu Dumnezeu, urăm pe pocăiți, nu vroiam nici să-i salut, dar când harul lui Dumnezeu m-a făcut și pe mine cu sila să intru într-o adunare de câțiva frați și Duhul Sfânt acolo și-a arătat exercitarea lui prin vorbirea în altă limbă, m-a cucerit și îndată toată ura a dispărut și am fost umplut cu dragostea. N-am mai tăcut de atunci. Am spus tuturor despre Iisus, așa tânăr cum eram. De la 16 ani am început să vestesc Evanghelia și mai merem și din sat în sat, nu mă interesa dacă-s pocăiți. Mă plimbam prin sat, de colo-colo, păi când se făcea spre seară câte o femeie, câte cineva mi-așa înainte. Și cum era în zonele noastre, acolo să mai zicea și salutul ăsta, laude să Iisus, și cel care trebuia să răspundă zicea în veci amin. Păi ce faci pe la noi, domnișorule? Păi uită-te aici, am un testament a Domnului Iisus, aici am o caiet cu cântări scrise de mine, aș vrea și eu să cânt, aș vrea și eu să predic cuiva. A, păi, dumneata, nu ești popă, păi nu-s popă, dar eu pot să zic ceva, nu? Mai gândești că-mi place, unde-i dormi la noaptea? Păi eu nu știu, eu n-am casă aici, nu vrei să dormi la mine? Eram salvat, mărire Domnului. Păi până când pregătea ceva să-mi dea de mâncare, întrebam, nu ai vecini, nu ai prieteni? Ba da, păi te rog, cheamă aici. Și atunci oamenii erau dornici, unii veneau, umpleau camera. Păi le vorbeam de Domnul Iisus, cântam și nu gătam adunarea până după unu noaptea. Dar a doua zi toți veneau înapoi. Și așa am înființat biserici și încă nu eram botezat în apă, numai de Domnul. Măriți să fie Domnul! Dar astăzi nu știu cum să facem, oameni cu diplome, oameni unii cu doctorat, atât aleargă, cu coruri, cu fanfară, cu chitară, cu acordeon, cu cântăreți de elită. Să luptă și nu iasă, nu știu, mă, cum e asta? La mine într-o săptămână, dacă stăteam într-un sat, rămânea biserică până azi. Și așa am înființat aproape 40 de biserici. Măriți să fie Domnul! Că bisericile nu cresc numai prin predică. Asta e foarte necesară, că nu pot să creadă fără predică. Trebuie să le predice cineva și scrie cuvântul. Dar nu uitați să mulțesc cu ajutorul Duhului Sfânt. Dacă Duhul Sfânt face un semn într-o adunare, atunci neapărat acolo rămân câteva suflete la pocăință. Dacă Duhul Sfânt nu face niciun exercițiu în adunare, nu știu dacă cineva poate să rămână. De aceea trebuie noi să ne rugăm ca neprihănirea aceasta care căpătâi împărăției lui Dumnezeu
să fie însoțită prin noi de Duhul lui Dumnezeu. Doamne Iisus, ajută-ne la aceasta! Toți trebuie să știm, Tu nu ești departe de neprihănire când vii la adunare, Tu nu ești departe când te rogi, Tu nu ești departe, dar dacă n-ai neprihănirea, Tu nu intri în împărăție, împărăția nu e a Ta atunci. Tu trebuie să ai o naștere din nou și nașterea asta din nou, Duhul Sfânt ți-o poate da în momentul când tu ești în stare să lepezi, așa cum a făcut orbul Bartimeu. El era autorizat de autoritățile locale și pe vremea aceea ei purtau o haină. Cerșitorii, ei aveau drept să cerșească, care nu avea haina de la primărie, era amendat, nu se putea să cerșească. Dar când Iisus l-a chemat la el, păi el a dezbrăcat haina și a zvârlit-o cât colo, a știut în veci mie, nu mai îmi trebuie să cerșesc, nu mă mai ocup așa ceva, mă duc la Iisus și de la el văd, mă duc curat înainte, glorie Domnului. Amen. Acum, când Iisus te cheamă pe matale, cum o chema și pe mine, trebuie neapărat, cum zice Scriptura Sfântă, dezbrăcați-vă, dezbrăcați-vă, zice în Efeseni capitolul 4, de la versetul 17 la vale, așa de frumos ne arată acolo lucrarea aceasta minunată și ne spune în ea ce avem de-a face. Uitați aceea, Efeseni, capitolul 14, de la 17 la vale. Ce zice? Iată dar ce vă sfătuiesc și mărturisesc eu în Domnul, să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii în deșertăciunea gândurilor lor. Ce înseamnă asta? În biserică sunt păgâni? Sau ce cunoaștem noi că-i păgân? Cine l-ai putea considera păgân? Eu consider păgân pe un om care se roagă toată ziua, dar nu se roagă cum trebuie. Consider păgân pe un om care merge la biserică totdeauna, dar nu își îndreaptă viața. Acela-i păgân. Domnul Iisus Hristos, când face deosebirea între creștinul adevărat și păgân, spune că păgânii se roagă crezând că dacă or spune o mulțime de vorbe, vor fi ascultați. Asta înseamnă păgânătate. Știți? Dacă te duci la un bancomat și tu ai bani în bancă, atunci tu faci numărul tău acolo și spui cât să-ți dea și curge banul afară, nu? Dar dacă tu n-ai bani în bancă, apoi tu poți tot botona până vine poliția și te iei de la spate. Ce faci? Ce vrei? Să spargi aici? Ce vrei? Vezi? Atunci tu ești un păgân. Dar dacă ai bani în bancă, trebuie să stai mult acolo? Nu, câteva minute. Măi, așa-i și asta. Nu te rogi doar când ești în adunare. Porunca e să te rogi tot timpul. Porunca e să te rogi mergând pe drum, porunca e să te rogi stând în pat, porunca e să te rogi plimbându-te într-un parc, porunca e să te rogi când lucri, dar să te rogi într-una și să te rogi așa încât să scurgă lacrimi. Când am cântat minunata cântare aici împreună cu prea iubiți frați și o știu de mult, din tinereț aproape,
Dar când am cântat despre mărețul har și când voi ajunge în cer, n-am putut să nu lăcrimez. Am căpătat un har. Când cânți tu, te podidezi lacrimile? Când te rogi tu, te podidezi lacrimile? Când asculți predica, te podidezi lacrimile? Când stai singur în casă și citești Sfântul Cuvânt, curg lacrime încât să nu poți citi, să te tragi la o parte, să nu uzi cartea? Sau tu toate astea le faci pe săc? Păi nu-i bine, măi! Știi ce scrie în pilda cu sămânătorul? Că o sămânță a căzut pe stâncă și fiindcă n-avea umiditate, când a ieșit soarele, s-a pălit și s-a uscat. Vine soarele neprihănirii și dacă nu ai umiditate, dacă tu nu ai lacrimi în toată lucrarea ta, tu nu poți să mergi înainte. Psalmul 126 cu ultimul verset zice: cu bucurie vor săcera aceia cei ce cu lacrime își pun sămânța, nu? Atunci vei săcera cu bucurie. Dar dacă pui tu sămânța cu glume, dacă pui tu sămânța cu ceva distractiv, asta n-ajunge în cer. În cer ajunge numai ce coboară din cer. Slăvit să fie Domnul Iisus! Neprihănirea este căpătâiul împărăției. Dacă ai intrat în împărăție, tu trebuie să fii neprihănit în toată purtarea ta. A doilea lucru care trebuie, uite-te aici la Efeseni, dacă citești mai jos. Ei și-au pierdut orice pic de simțire, adică cândva au fost pocăiți buni, dar acum și-au pierdut. S-au dedat la desfrânare, pe internet, pe televizor, pe ce știu câte, și apoi și faptic, și săvârșesc cu lăcomie orice fel de necurăție. Dar voi n-ați învățat așa pe Hristos? Pe Hristos l-ați învățat altfel? Câți de aici, dacă ar fi acum, să fim sinceri cu noi înșine și să ridicăm o mână sus, câți în săptămâna asta trecută v-ați uitat la lucruri scârboase? Puteți ridica o mână, aveți sinceritatea aia față de inima voastră, față de Domnul Iisus, care vă întreabă prin graiul meu, puteți ridica o mână? Voi veniți la Sfânta Cină, la Sfânta Împărtășanie cu Iisus, cu trupul și sângele lui Iisus, dar Iisus a fost curat în trup, în duh, în suflet, a fost găsit fără vină, fără păcat, în toată trăirea lui. Săptămâna trecută, cum stai? Ai starea asta de neprihănire? Sau deja te-ai ghedat la din este la alte? Vezi? Dacă cel puțin l-ați ascultat și dacă potrivit adevărului care este în Hristos ați fost învățați cu privire la felul vostru din viață, din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare și apoi să nu stați gol, că Dumnezeu n-a făcut nimic gol. Găina a îmbrăcat-o cu pene frumoasă și fiecare pasăre în alt costum, peștii după soiul lor, fiecare are altă costumație. Unul are aici, imediat de lângă cap, o pată pe dreapta, altul are pe stânga, altul are deasupra cozii și așa mai departe. Și toți au costumația lor. Eu am fost într-un submarin să vezi cum vin peștii să povestească cu oamenii.
și o perioadă mergând prin apă, e un soi de pește, ăia se retrag și vine ăia la alți, altă costumație pe ei. Între păsări, la fel, papagalii, în zeci de costume sunt îmbrăcați și umblă încete după haina lor. Vedeți? Păi omul e născut în păcat, e zămislit în fărdelege și născut în păcat. Nu. Dar trebuie să se dezbrace de felul vechi de viețuire. Odată mă duc cu vreo 3 frați eram și se întâmplă ceva nepotrivit unuia din ei. Mă, odată scoate o înjurătură. Vai de mine, Doamne, pă cum e asta, mă, frate? Pă ce m-a luat gura pe dinainte? Mă, nu te-a luat pe dinainte, te-a luat din străfundul inimii, că gura vorbește din prisosul inimii. Inima ta încă nu e a Domnului Iisus, inima ta încă nu-i curată. Dacă îți vine să blestemi, nu-i curată inima. Dacă îți vine să înjuri, nici atât. Păi dacă îți vine să urăști pe cineva, inima ta nu-i curată, tu n-ai starea de neprihănire. Dar după ce ai starea de neprihănire, asta spune, dezbrăcați-vă de omul cel vechi și îmbrăcați-vă cu omul cel nou, făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, că niciun om din lume nu mai are chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Toți oamenii ăștia n-au, numai cel ce vine la Sfânta Pocăință și se botează și ia credința în serios și unește cu credința fapta și așa cum zice la Petru. Și atunci, după aia, să ceară și să fie umplut cu Duhul Sfânt și după aceea are chipul lui Dumnezeu. Dar până aici are chipul lui Adam, nu mai are chipul lui Dumnezeu. Adam a fost făcut după chipul lui Dumnezeu, dar în Genesa 5:3 spune că după ce au trăit împreună, la 100 de ani, 100 și ceva de ani, a născut un fiu. Dar cum l-a născut pe fiul ăla, pe Set? După chipul și asemănarea lui, nu după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și de atunci până azi, oamenii după chipul adamic, toți purtăm chipul lui Adam, dar după cum am purtat, zice Pavel în Corinteni 1:15, după cum am purtat chipul celui vechi, Adamului vechi, tot așa trebuie să purtăm acum chipul lui Hristos, Adamului nou, măriți să fie Domnul. Dezbrăcați-vă de vechi și îmbrăcați-vă cu cel nou, în Iisus Hristos, glorie Domnului Iisus. Că tu nu ești departe de împărăție. Tu ai văzut multe, tu ai auzit multe. Am văzut pe unul umblând cu telefonul în mână de la proroci la proroci. Toate le-au înregistrat. Și știți unde au sfârșit? S-au urcat pe o rampă mare care trecea peste două linii altele și de acolo a oprit mașina. O lăsat-o pornită, o deschis ușa și s-o aruncat în cap, cu telefonul plin de prorocii. Păi la ce-ți folosește ție prorocia dacă tu nu te schimbi? La ce-ți folosește ție mersul la biserică dacă în casa ta tu n-ai pace? Că lucru cel de-al doilea pentru împărăție, ca să intri în ea, trebuie să ai neprihănirea și apoi pacea, măriți să fie Domnul. Tu te ceri cu socrii, tu te ceri cu vecinii, tu cu toți și vii la împărtășire. Nu-i bine așa, tu trebuie să ai pace în jurul tău, măriți să fie Domnul. Nu-i departe de Oradea Halmeu, acolo trăia un frate, Gavrilă, și fratele ăsta era ordinat în biserică și cineva îl pismuia tare de tot. Avea, nu știu, 9 copii câți avea. Într-o noapte pe la 1 dormeau toți frumos, ăsta s-a dus și-a împrumutat niște motorină
și a vopsit o spatele căsă cu motorină și i-a dat foc. S-a trezit din somn sora, amețită, fum, flăcări, mere până în curte, zburac, țigla până în curte. Mai înainte a avut o prorocie, pregătește-te, femeie, că vine vremea să umbli pe jeratic. Și desculță, lua câte un copil și fugea cu el peste jeratic în stradă. Și altul și-o salvat toată casa. Și pe Onea Gavrilă de-abia l-a trezit, cum era amețit acum din starea asta, și l-a scos și pe el, n-o perit niciunul. Dar vrăjmașul a crezut că vor muri cu toți și nu știe nimeni cum s-a prins casa. Dar Domnul nu a îngăduit asta. A fost chemat la primărie. Măi, uite-te cu tare, știe cine ți-o da foc. Hai să facem aici un proces și îl dăm în judecată. Eu nu-l dau. Păi cum, măi, Gavrilă, cum? Nu, eu nu dau. Eu sunt pocăit, eu n-am învățat așa pe Iisus. Păi bine, mă, dar uite, eu lăsat fără casă, era să muriți cu toți acolo. Domnul știe de tot ce se întâmplă în tot cetate. Dacă Domnul a îngăduit, eu nu mă judec cu el. Și a doua, a treia zi s-a întâlnit cu el, a dat mâna și n-a purtat ură deloc, pentru că el era pocăit. Dar tu auzi o vorbă, că spune o babă o vorbă de bărbatul tău și tu imediat faci scandal în casă. Tu ai împărăția. Asta e împărăția. Împărăția în a doilea ordine e pace. Orice auzi, nu lua în seamă. Și dacă se poate și ce vezi, acopere. Și tu ține-ți pacea în inimă ca să rămâi în împărăție. Și dacă ai sfințirea, neprihănirea și pacea, atunci tare ușor Duhul Sfânt va lucra cu tine și te vei bucura. Bucuria în Duhul Sfânt trebuie să predomine. Mărit să fie Domnul. Câți de aici Domnul v-a botezat cu Duhul Sfânt? Nu v-a botezat degeaba. V-a botezat ca să mărturisiți lucrările lui Dumnezeu. Eu am scris multe cărți cu lucrările pe care Dumnezeu le-a făcut. Nu eu, Dumnezeu le-a făcut. Mărească-i să numele. Și cărțile acestea au trezit pe mulți la sfânta pocăință. Cărțile acestea au adus oameni din lume, citindu-le, la lacrimi și la pocăință. Măriți să fie Domnul, că nu era opera mea. Eu nu m-am scris ce-a făcut Duhul Sfânt. A Domnului să fie slava. Tu nu ești departe de împărăție, dar eu te rog, dezbracă-te și îmbracă-te în Domnul Iisus Hristos, să fii după chipul și asemănarea Domnului Iisus, căci toți care vor să trăiască pentru Iisus trebuie să seamene cu Iisus. Și la răpire nu va merge nici unul care nu seamănă cu Iisus. Că Domnul Iisus vine ca un hoț, dar El nu vine să fure ce nu e a Lui. El vine să ia numai ce e a Lui. Și ce e a Lui sunt cei care au în ei pe Duhul Sfânt. Și dacă ai în tine pe Duhul Sfânt, Duhul Sfânt te mână și te adună. Duhul Sfânt îți spune unde să mergi, de ce să mergi și ce se întâmplă. Mărească-i să numele Domnului. Scumpii mei, de atâtea ori, când se lăsa noaptea, trebuia să ies din casă și să plec la kilometri și zeci de kilometri fără să știi de ce. Dar trebuia să plec, pentru că Duhul Sfânt spunea să pleci. Am fost trimis între frați baptiști, am fost trimis la oameni din lume, am fost trimis la frați care stăteau în post și în rugăciune de 3 zile și 3 nopți închiși undeva. Și eu am plecat de la Sebeșel, la Sebeș, cu o motoretă.
cu nevasta după mine, că era deja noapte, și apoi de acolo la Orăștie și de acolo la Deva și de la Deva la pod la Ilia, aici eu o către Dobra, la un moment dat eu în sus, la Stâncești, în Munții Bătrâni, acolo. Și când am sosit acolo, în camera din față era lampă. Ne-am oprit, obosâți de drum, bătuți de motoretă, bine. Și când am sosit și ne-am dat jos, iese o soră că a auzit motorul. Vai, fratele Hozan, strigă, păi du-te tu să intri în casă. Când am intrat în casă, era Ștefan din Feliac, era Benteu, Petre, era ăla, era ăla. Toți de 3 zile și de 3 nopți nu se mișcase de acolo să le trimită Domnul pe cineva pentru împlinirea dorinței lor. Și Domnul m-a găsit pe mine, obosit de lucru, să mă trimită. Ne-am luat și nevasta în cazul ăsta, că n-am știut ce se întâmplă și unde merg. Dar Domnul e Cel care te trimite și care te adună. Și când viu din Canada spre Europa, eu nu plec până când nu capă de la Duhul Sfânt să mă duc sau să nu mă duc. Eu puteam veni din april, dar n-am căpătat până în sfârșitul lui iunie. Atunci am căpătat și am putut găsi bilet pe 17 iulie și am venit. Și mi s-a trasat drumul de atunci. Și am sosit prin harul Domnului, glorie lui Iisus. O, dacă ați fi gata de un exercițiu spiritual ca să vă întăriți în Domnul, ce minunății am putea noi gusta chiar astăzi, că Domnul e același ieri, azi și în veci. Glorie lui! Am cam întârziat un pic acum, după cum îmi spune fratele, dar ce să zic eu? Domnul vă va binecuvânta și pe dumneavoastră, și pe mine, și pe frații prea iubiți, dar nu uitați, împărăția e neprihănire, e pace și bucurie în Duhul Sfânt, și când aceste 3 virtuții le dobândești, ai drept la împărtășire cu succes. Dacă porți o ură pe cineva, mărturisește-te și nu sta așa. Tu ai venit cu gândul neapărat să te împărtășești, dar dacă îți aduci aminte de cutare în inima ta o ranchiune, nu-i bine. Ești gata să o părăsești? Ești gata să o părăsești? Sunt vreo 5 persoane în sânul bisericii atăcate de starea asta. O, dacă ați vrea, măcar să vă ridicați acolo în picioare și să mărturisiți pentru Domnul. Eu sunt persoana aceea care nu pot să iert pe cutare de aproape sau mai departe și Domnul să vă elibereze. Vreți să faceți asta? Ori sus, ori jos, unde sunteți? Puteți mărturisi pentru Domnul. Aici e o persoană, dar 4 unde mai sunt? Sus e alta. Și unde? Încă 2, măi, și un bărbat, nu numai această soră și acest frate. De acolo, scoală-te sus, că Iisus și așa te știe. Mărit să fie Domnul. Sunt 3 până acum, dar mai trebuie 2. Așa, scumpa mea. Și un bărbat din partea aia nu ezista. Nu ezita, că dacă ezist, nu vei scăpa de ură. Și ura te va duce la iad. Scoală-te și dă de gol Duhul ăla. Acolo mai e cineva. Vreți să ne rugăm pentru frații ăștia? Hai să ne rugăm pentru frații și surorile astea, că e bine ca să fie eliberați, salvați și când merg acasă să pună pace. Dacă vor cei care-s complice
să spună iertare. Bine, dacă nu, treaba lor, dar voi trebuie să vă cereți iertare. Și dacă nu sunteți vinovați, nu cade cu nimic mai jos sufletul tău, numai mai sus, când nu ești vinovat și iei pe tine. Că așa a fost și Iisus, nevinovat, și-a luat asupra Lui păcatele noastre tuturor. Mărire Domnului! Vino Iisuse la lucru în sânul acestei biserici spre gloria numelui Tău, care este nespus de sfânt și mare. Vino la lucru, Doamne! Vino și salvează persoanele acestea! Aleluia! Alungă de la ele ura, alungă de la ele starea nepotrivită, dă-le putere, Doamne, ca să trăiască în numele lui Iisus și să fie binecuvântați. Doamne, fie-ți slăvit al Tău nume, coboară-te în biserică și dezleagă legăturile la fiecare, mai ales celor ce recunosc starea lor. Astăzi, iartă-i, vindecă-i, tămăduiește-i și ajută-i să trăiască și ei și noi pentru împărăția Ta. Glorie Domnului Iisus Hristos! Glorie Domnului Iisus Hristos! Doamne! Doamne Iisuse, îndură-Te de persoanele acestea care au venit înaintea Ta. Îndură-Te de ele. Nu le lăsa singure în lume, că nu pot birui fără Tine, dar cu Tine se poate să biruie. Iisuse, ajută-i să se dezleje de orice legături, să se dezbrace de omul cel vechi, să se îmbrace în Iisus Hristos și să trăim cu toții pentru împărăția Ta. Mărească-Ți să sfântul nume. Glorie Domnului! Glorie Domnului Iisus Hristos! Doamne, a cerului și a slavei, vino, vino, vino Iisuse la lucru și arată-Te cu putere și noi Te vom binecuvânta pe Tine. Mărit să-ți fie numele Tău în veci de veci. Amin.